Jurnalul Orei 20, bună seara! Surprinzătoarea victoria României în fața firmei canadiene Gabriel Resources la Washington a scăpat statul de o povară uriașă. Mai mult, după câștigarea procesului Roșia Montană, canadienii au deplătit României parte din costurile de arbitraj și cheltuielile de judecată. Vorbim de 30 de milioane de lei, 1 milion de euro și 1 milion de dolari, bani pe care autoritățile locale din Roșia Montană i-au solicitat deja pentru dezvoltarea zonei secătuite după ani lungi de procese. Succesul este cu atât mai mare cu cât tribunalul a respins absolut toate pretențiile reclamaților pe fond. Avocații au convins doi din cei trei arbitri că planurile de exploatare ale canadienilor ar fi pus mediul înconjurător în pericol și au scutit statul român de un prejudiciu imens. O cunoaștem în această seară pe B1 TV, pe coordonatoarea echipei de avocați români, care a făcut posibil succesul de la Washington. Avocata Crenguța Leaua, specializată în arbitraje internaționale, o personalitate cu un CV impresionant, și vom afla, desigur, date în premieră despre poate cel mai greu proces în care a fost implicat statul român în ultimii ani. Bună seara, vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi! Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație și am să vă rog să-mi permiteți în numele corectitudinii, să spun așa, a noastră de echipă profesională, să menționez pe colegii noștri din echipa La Liv, din Elveția, firma de avocatură alături de care am lucrat, și pe toți colegii mei din echipa LDDP România, pentru că suntem în fața unui dosar mult prea greu ca să fi fost dosarul unui singur coordonator sau unei singure persoane. A fost un dosar care a necesitat o muncă de echipă peste 9 ani de zile. Da. Și nu pot să spun altceva decât că în acest moment merită toți ceea ce ați avut până acum eleganța de a spune despre mine. Vă mulțumesc! Cu siguranță, absolut de acord. Doamna Codruța Leaua, un nume despre care a auzit multă lume în weekendul acesta, mai mult decât se știa înainte. Toată lumea a vorbit în acest sfârșit de săptămână despre verdictul în cazul Roșia Montană. Aș fi vrut să vă întreb cât de greu a fost să câștigați acest proces pe care toată lumea îl dădea drept o cauză pierdută. A fost indiscutabil un dosar deosebit de greu, pentru că a avut o complexitate foarte mare. Sunt zeci de ani de evenimente care au fost prezentate tribunalului arbitral de un investitor străin care a fost foarte bine pregătit în a prezenta documentele pe care le-a considerat utile apărării sale. Noi a trebuit să reconstruim din urmă situațiile la care acesta s-a referit și a trebuit să avem o colaborare, pentru care aș vrea să mulțumesc, foarte strânsă cu administrația publică. Am avut sprijin noi ca avocați din partea funcționarilor publici și din partea oficialilor, atât din administrația centrală cât și din cea locală, pentru ca să putem să adunăm probatoriul necesar și să putem să explicăm tribunalului poziția României în toți acești ani reproșați de investitorul străin. Da, doamna Crenguța Leaua, decizia venită în miez de noapte era așteptată cu emoții încă de pe 10 februarie. Dumneavoastră, cum ați așteptat verdictul implicat în tot ceea ce ținea de culisele acestui dosar? A fost o așteptare grea. Deși să știți că sunt educată să aștept. Ca avocat întotdeauna aștepți verdictele, există o perioadă de așteptare și noi suntem învățați în ale așteptării, în ale răbdării, dar de data aceasta impactul, în special impactul asupra bugetului național, asupra vieții și calității vieții fiecăruia din cetățenii României pe care o hotărâre negativă ar fi putut să o aducă, ne-a responsabilizat extraordinar și ne-a făcut așteptarea extrem de grea. Practic, fiecare minut de așteptare a părut o eternitate, cât de banal sună asta, dar știți, când o simți pe propria piele, nu-i deloc banal. Da. Cum a fost momentul în care ați primit verdictul împreună cu echipa de avocați cu care ați lucrat? Noi eram toți în așteptare, efectiv am așteptat minut cu minut și eram conectați unii cu ceilalți colegii din Elveția, cu cei de aici, și prima reacție, absolut prima reacție a fost să o trimitem imediat la Ministerul de Finanțe, care așteptau din partea noastră acest anunț, și în secunda a doua ne-am apucat să o citim. Deci prima dată am împărtășit-o cu ei și după aceea ne-am apucat să o citim și cam asta facem de două zile încoace, citim cu foarte multă atenție, că vrem să înțelegem toate nuanțele pe care le-a avut tribunalul. Pentru că a fost o hotărâre 2-1. Deci a fost o hotărâre în care tribunalul a dat dreptate României, dar cu majoritate, nu cu unanimitate. Și atunci trebuie foarte multă atenție pe argumentația tribunalului și pe argumentația opiniei separate făcute de arbitru care nu a dat dreptate României.
Însă, în minoritate fiind, a fost poziționat fără un efect asupra hotărârii finale. Da, din tot ceea ce am citit în presă, înțelegem că ați reprezentat țara noastră în peste 130 de cazuri și ați câștigat procese cu mize mari. A fost acesta cel mai greu dintre toate, cel care a vizat Roșia Montană? Și care au fost argumentele cu care ați reușit cele mai importante, ne-ați vorbit deja despre câteva, prin care ați reușit să evitați ca românii să suporte acea povară bugetară de peste 6 miliarde de dolari despre care ați menționat și dumneavoastră? Da, România, să știți că ne-am reprezentat în 5 dosare, România ca stat, pe care le-am câștigat pe toate, unul dintre ele într-o proporție de 98,2%, un pic mai jos decât 100%, dar celelalte le-am câștigat în integralitate. Și fiecare a fost extrem de dificil. Acum, pot să zic că ceea ce a făcut acest dosar să fie cu totul ieșit din comun a fost partea de analiză istorică. Am mai spus acest lucru, pentru mine a fost aproape o muncă arheologică, în care colegii mei au avut o răbdare extraordinară și le sunt deosebit de recunoscătoare pentru a merge pe detaliu, pe întâlnirea cu persoanele, pe întâlnirea cu documentele explicate de persoanele care le-au întocmit, când le-au întocmit. O muncă de filigran arheologic, efectiv, a fost, ca să putem să ajungem la ideea centrală. Ideea centrală pe care noi am susținut-o a fost că statul român nu a încălcat prevederile Tratatului de Protecție Reciprocă a Investițiilor, că a tratat investitorul cu respectarea obligațiilor pe care le avea potrivit acestui tratat, că și-a respectat și legislația internă și că legislația internă a impus anumite cerințe pe care investitorul trebuia să le îndeplinească. Ce am mai susținut de asemenea a fost un concept interesant pentru dreptul intern român. Juriștii români îl folosesc mai puțin pentru că e specific dreptul internațional, și anume acela de licență socială, care spune că un investitor, în momentul în care realizează o licență cu un impact major la un anumit nivel al societății în care investitorul vine, nu trebuie să aibă doar actele semnate cu autoritățile publice pentru licența ca document juridic, contractul de licență, ci trebuie să aibă și sprijinul și acceptul populației în interiorul căruia urmează să-și desfășoare activitatea. Asta se numește licență socială sau accept social general, să spunem. Acesta a fost de asemenea unul din argumentele pe care noi le-am introdus în dosar, în apărarea României și pentru care am prezentat probatorii tribunalului. Acum, apărare foarte amplă, sunt sute de pagini, o puteți găsi pe site-ul și fiecare cetățean care își dorește să o citească o poate găsi pe site-ul Băncii Mondiale al Curții de Arbitraj ICSID. Ea este o curte de arbitraj atașată Băncii Mondiale și acolo este și informația referitoare la dosar, în măsura în care n-a fost confidențială. Dar este o informație suficientă ca să poată fi studiată de cei care își doresc să înțeleagă detaliile. Doamna avocat, există căi de atac? E de vreme să ne bucurăm? Trebuie să tratăm deocamdată lucrurile cu prudență? Cât de mare e pericolul să riscăm o răsturnare de situație? Noi suntem avocați. Ca avocați avem conștiința întotdeauna responsabilității, analizei de risc și a prudenței. Deci asta este clar poziția noastră și a fost pe parcursul tuturor acestor ani de litigiu. Noi avem o hotărâre favorabilă României, dată cu majoritate de către Tribunalul Arbitral, nu cu unanimitate. Avem o posibilitate dată de regulamentul și de regulile de arbitraj aplicabile de la ICSID ca să fie formulată o cerere de anulare. Nu știm dacă investitorul o va formula sau nu, este o decizie care îi aparține exclusiv. Dacă va fi formulată o astfel de cerere, motivele sunt limitative, deci nu se desfășoară ca un apel obișnuit. Aceste motive limitative noi nu le putem anticipa până nu le vedem, dacă le vom vedea și poate nu le vom vedea, în care, așa cum le va explica investitorul străin. Dacă vom ajunge în ipoteza unei acțiuni în anulare, aceasta poate să dureze până la 2 ani de zile. Ne aflăm în situația în care ne bucurăm foarte mult că tribunalul a înțeles hotărârea, ne bucurăm enorm de această hotărâre, dar viitorul nu este complet închis oricărei posibilități de cale de atac. Este, teoretic vorbind, posibilă încă o cerere de anulare. Că va fi întemeiată sau nu, evident, noi vom putea analiza acest lucru numai când o vom vedea. Vă mulțumesc foarte mult!